pirueta. Da. Numele? Ana. Oana. Dana. Știți pentru ce dați probă? Da. Pentru ca să iau. Ce? Castingul pentru... prezentatoare sau asistentă, depinde. Prezentatoare? Ce să prezinți? Orice. Bun, da. O să dați un casting pentru rolul de prezentatoare / dansatoare pentru Dan Capatos. Capatos? Wow, îmi place tipul. Cine e? Nu te uiți la televizor? Ba da. Doar că eu îl țin închis, pentru că mie mama mi-a zis că televizorul tâmpește și am zis că... Stai liniștită, tu poți să te uiți fără probleme. Ah. Și cine este Dan Capatos? Da, am auzit de el. Wow, ce tare e Capatos. Cât e de mare? Cine? Salariul. Suficient. Mulțumesc. Sper că a fost de bine. Ce să facă? Sper că e de bine. Ce să fie bine? Proba. De salariu spuneam că e suficient. Îmi cer scuze, eu o să fiu celebră? O să... Dacă o să fie aleasă. Da, da, păi eu fac orice e nevoie. Du-te acasă. Nu, 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 n-ați înțeles. Fac orice, orice, dar nu, adică nu asta. Orice aici, dar nu orice să mă duc acasă. E ok până aici, e la nivelul acesta, e ok. Da? Putem să mergem și mai jos. Da. Mai jos? Nu, 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 nu. A. Ce știi să faci? De toate. Fă-mi o ciorbă. Păi, să nu exagerăm. Ai Q? Q? Ai Q? Nu, cred că doar Z am. Q n-am. Ai Q? Ce IQ ai? Ai. Sper că mic. Nu, e mare Q-ul meu. Lingerie intimă posezi? Da, bineînțeles. Asupra ta? Da. Și jos? Și jos. Ce mai... culoare? Nude. Ce-a făcut? Și de ce stai așa? Te doare ceva? Nu. E mai sex. Va trebui să mergeți să vă schimbați în costumele de scenă. Aveți da 3 probe. Să mă schimb? Da, pentru... Mai... Mai târziu un pic. Nu, ai... mai... Cum să fiu? Cum să mă schimb? Mai... Mai fără ce ai. Și să te pregătești pentru ai 3 adică probe. Să-mi dau asta jos să... Mai sus un pic. Ia, să vedem cât de scurt se poate face. Nu, pentru următoarea probă mai... Haideți să vedem acum, față, vedem... Mi-e rușine că sunt doamnele problemă, aici. Nu se uită. Nu, că dacă doamnele se duc și... Poate, hai, ridic o dată aia. De 2 ori? Da, nu e pe genul meu. Și vorbește prea subțire. Da. Poți și mai greu să vorbesc, dacă e cazul. Da, da, trebuie să stingem și lumina. Să complică lucrurile, mergeți. Păi, putem să stingem lumina, aveți... O priză să stingem lumina? Ieși. Și revin în... 3, 2, 1? Du-te și schimbă-te. Du-te și schimbă-te odată! Du-te să te schimbă, n-auzi! Mergi să te schimbi, că urmează proba! Imediat. Da. Foarte bine la timp. Eu nu mai am cafea. Da, deci, nu, bine, da. Vrem și noi 2 cafele și tu ce vrei? Un ceai verde. Și un ceai. Și covrigei. Da, 2 cafele, un ceai verde și covrigei. Da. Nu, eu nu sunt de la catering, am venit să dau probă. Ce probă? Nu ai cum să fii venit pentru asta, glumești? Știu toate emisiunile, știu, sunt fan. Le-am văzut pe toate. Am făcut dansuri populare, am prezentat emisiuni când eram mic, am făcut scenete, 7 ani de balet. Bine, m-am lăsat, dar mai știu ceva. Deci, cum facem? Puneți muzică să dansez? Și așa că o să fie... Chiar așa? Nu pot să cred, îmi dați cu ignor?
Sunteți oameni fără suflet! Stai un pic. Da? Așa. Deci, vă arăt un dans. Bine, ne-am gândit și dacă treci totuși pe cafenea, să ne iei și nouă ce te-am rugat. Bun, deci prima probă este foarte importantă și foarte grea. Ține de viteză, de atenție. Și de îndemânare atenție. Îndemânare, calm și precizie. În fața ta e un bol. Poți să iei o bomboană și să o desfaci acum. O să iau după. Bun, veți avea proba de subt viteză. Este foarte importantă viteza, atenție, deci faceți bomboana, sugeți, începeți și... Doarme. Dor pe tine? Hai, plimbă mai repede, agito! Iubita mea, e vorba de concent... Gata. Înghiți. A livrat deadline-ul. Bun, și stop! Practic, da. A doua probă este pentru momentele în care Capatos este răcit și nu poate să vorbească. Ok. Iubita, ai o hârtie aici, te rog să citești ce scrie pe ea. Mâine nu va fi o zi minunată. Va ploua în sud... Nu așa, mai cum... Zvâcă, mai cu... Mâine nu va fi o zi minunată. Stop. Nu, deci... Vreau să simt adevărul. Vreau să simt că ești sexy. Da, totuși... E greu textul. Greu? E meteo. Da. O dată și gata. Mâine nu va fi o vreme minunată. Va ploua prin nord, prin sud, prin peste tot. Nu vede, m-am și enervat. M-a crescut tensiunea. Oricum, mie nu-mi place textul ăsta. Cine l-a scris? Un meteorolog. Olog? Păi asta eram simțit, știam eu. Da. Bine. Haideți, ultima probă. Dans. Dans? Dans. Trage de-aia în sus. Să trag eu? Cu dansul, știți, singura problemă ar fi când deschideți gura. Stați și voi cu gândurile mai oprite. Da, și să ai mereu bomboane în buzunar în caz de ceva. Asta nu e problemă. Bine, felicitări, ai luat castingul. Să fii bună. Mulțumesc. V-am adus ce ați dorit, nu știu cine dorea, ceai, cafeluțe. Și... Mai voiam să vă rog dacă se poate să dau totuși și eu proba. Am terminat și actorie la Royal Academy of Arts of London. Oh! În cazul acesta, poți să-mi răspunzi la o întrebare? Covrigei n-aveau? Sau ai uitat? I-am mâncat. Probleme? Da! Deci, ai legătură fix, cu ce faci tu acolo? Fix așa. Tot așa, fix așa, doar că noi n-avem bomboane. Și ce întrebări le puneai stimatelor doamne? Nu, era doar pe practică. Practică! Vezi că din... Bun. Ce rost are? Ele n-aveau microfon, deci de ce să le punem întrebări? Că oricum nu se aud în emisiune. Noi am făcut la un moment dat castingul în timpul emisiunii. Și cine a adunat cele mai multe like-uri? Aceea a câștigat și a fost Loredana Chivu.
Loredana Chivu. Na. Da. Care iată cum a evoluat. A evoluat, frate. Ea a fost preferata publicului. Singura impusă a fost Bianca. Bianca Drăgu? Impusă în sensul impusă? Că m-a sunat Cătălin și a zis: bă, am ceva pentru tine. Am ceva pentru tine. Nu o să pot să mă refuz. Aia a fost foarte rău, să știi. N-a fost, nu, și ea, impusă, 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 dar după aia... Ea e mama asistentelor. Mama asistentelor? Mama, tantă. Înțeles. Aplauze, doamnelor și domnilor. Deci, Bianca impusă. Bianca impusă. Cumva, pe pile. Am înțeles. Produța salvată. Salvată că... Era cu scandalul și plecat de la matinal, că nu mai... Nu știi, scandalul cu Leo. Și atunci, ca să nu rămână un talent pe drumuri, a venit la mine și bine. Și într-o perioadă erau chiar amândouă, Bianca și... Hai de mine. Nu, asta ai văzut ce vreau, domnule, v-ați uitat la emisiunea acelea în care era și Bianca și așa? Da? Tu n-ai avut două niciodată? Mai vino pe la mine, adică... Auzi, deci cu 20. Da. Bine, bă, dar auzi, e adevărat că și televiziunea nu te-a atras la început? Adică nu te gândeai? Păi și cum ai ajuns de totuși din presă la televiziune? Sau cum? Te-a văzut cineva? M-a văzut cineva de aici, da. Un fost șef de aici, de la noi, de la Antena 1. Mă cunoștea din perioada presei scrise, când, mă rog, am avut... câteva luni după ce am investigații la Jurnalul Național. Așa. Am condus și un ziar, nu știu dacă îți mai aduci tu aminte de el, Capitala, era un ziar... Capitala? Da, un ziar de doar București. Capital, un ziar tabloid de București, da. Capitala, mă rog. Da. Tot tabloid. Deci au plăcut astea, tabloidele. Tabloid, așa era, da. Și mi s-a propus să vin la Observator, așa, tot în zona de tabloid, pentru că Observatorul era pe atunci foarte serios. Și aha, mi-am făcut o redacție micuță. În 6 luni am prezentat matinalul de la Antena 1. Și cu show-ul păcătos, cum v-ați... Show-ul păcătos, numele a fost ideea mea. Așa. Se dorea un late night show. Bine, nu știau săracii unde o să ajungem noi cu el. Nici eu nu știam că o să ajungă nimeni. Să merg fără frân așa până în parapeți. Dar el s-a dorit un late night show așa cum îți dorești și tu acum. Eu, mă rog, copiez așa. Ca să rezici, tot la Bianca o să ajungi. Tot la Bianca. Dacă faci cu mine, te duce în drag. Exact. Așa încercam eu să fac pe atunci, știi? Auzi, apropo de... Și ai început. Ce? Ai început cu Andreea Marin. Da. N-ai nicio șansă. N-am nicio șansă, nu? Trebuia să încep cu Bianca? Sau cu normal. Ce? Așa am început și eu, cu Papaiani, cu Besoiu, cu Sergiu Nicolaescu. Am înțeles. După primul sezon au vrut mă dea afară. Faci audiență sau ce dracu fac? Și de la Caramitru la cine ai să iei? Nu, Caramitru zi. N-ai văzut? Am văzut. Tarchi, Naomi, Nikita... Ce să-ți mai zic? Coșciuge? Coșciuge, aia îmi place, da. Aia îmi place cu Coșciuge, doamne, doamne. Aia le plăcea și oamenilor, că altfel nu mă apucam. Da, eu am văzut o scenă, era absolut întâmplător. Când așa ziceți toți, absolut întâmplător, păi, dar știi până în afară tot ce am văzut. Nu, mi-ești drag și mă uit întotdeauna. Să rămână amers. Serios, ce naiba, și nu ne știm de azi de ieri, dar am văzut o scenă absolut întâmplător, că eu nu mă uit la emisiunea ta. Asta e varianta oficială, da. Eu nu mă uit, dar absolut întâmplător, am văzut-o. În care un domn, care cântă o muzică de un anumit gen, s-a ridicat să o ia de ciufă o doamnă. Da. Ei, și tu ce făceai? Și-a luat-o, i-a dat și un genunchi în gură, da. Vai, bă, am povestit asta...